seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm astăzi seria noastră de interviuri cât o carieră. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, doamna Ana Ciontea. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru această invitație. Prima noastră curiozitate la Despre Filme, vreau să ne întoarcem un pic în copilăria dumneavoastră și vreau să știu care este acel film care v-a rămas în amintire și care v-a marcat într-un fel acea perioadă de aur. Da, chiar e o întoarcere în timp și mă întorc în timp. Cred că momentul în care am văzut un film a fost decisiv pentru mine. Am descoperit o lume, un univers, ceva care venea peste mine în copilăria mea liniștită din Munții Apuseni și care mi-a stârnit imaginația. Microbul acesta cred că mă însoțește chiar și acum. Și dacă e să-mi amintesc unul din filmele care m-a intrigat copil fiind, a fost Farmecul discret al burgheziei lui Buñuel și îmi aduc aminte o secvență, de fapt, acea secvență cred că m-a pus pe gânduri, m-a uimit, m-a lăsat fără cuvinte. Cineva visa, un personaj visa și în vis întindea o mână lungă, lungă, lungă și se întâmplau tot felul de lucruri acolo în cadru cu acea mână. Sigur că acest suprarealism m-a fascinat și nu uit acel film. Colegii mei au pregătit un montaj cu mai multe momente și personaje pe care le-ați interpretat de-a lungul anilor. Facem și noi cunoștință cu munca dumneavoastră și revenim. După ce te-o tilodit și te-o făcut de rușine tot satul, s-au hăitat iar cu spurcăciune. 6 luni o să fiți plecat. Oare pe cine o să dea aici la laborator? Unul tânăr, așa ca tine. O să te ajute să dai la facultate. Sunt o mulțime pe aici. Da? N-am observat. La vârsta dumitare totul trebuie observat cu atenție. Auzi, Zătuță, de ce nu iubite mama? Deși muncește, săraca. A înlocuit vorba cu amenințările. În loc să dea curaj oamenilor, bagă în ei frica. Dar nu asta e vorba. Vor producții mai mari, venituri mari. Cum îl critică pe unul cum pleacă. A zis că dacă nu-i dau într-un an sămânță dintr-o asta, înseamnă că nu o iubesc. Iar eu am o mână de semințe după 5 ani. Vino mai repede că eu, Una, astăzi nu te-am văzut deloc. Tu ești în stare să... Să ce? Să te bați cu ăla mic pentru amărâtul ăsta de trup. Nici nu ai mai spus Colin de ăsta ea mic. Ia uzi, ciudat vis a mai visat de data ce m-am culcat. Uite cerul s-a aprins, să mergem că nu e vis. I-am spus acum 2 săptămâni când a plecat că-l vreau și o să fie copilul meu și n-am să spun nimănui cu cine, dar am greșit. Niculino, un copil este minunea minunilor. Este tot ce poate naște mai mândru și mai adevărat trupul și sufletul nostru. Am greșit. Ce? Că iubești, că te vrei mamă. N-am vrut numai eu. Întoarce-te, tânăr. De ce? Să mă mai vezi odată. Și pe maică. Domnule, știți ceva? Nu mă interesează.
usturat. Bebe, se întâmplă ceva cu mine. Vorbesc cu tâmpiții ăștia și nu mă aude nimeni. N-au aparatură, au un singur respirator, ajutoare occidentale, nu? Mă enervează îngrozitor. Gobăgea. Ești ok? Da. Da, mai bine. Ce? Gabi, mulțumesc. Vă spune-te, măriți străși. Iertați-mă. Vă rog, mă iertați. Hai, gata. Gabi, hai un pic. Ce? Ce te-ai mai bucurat tu să mă vezi rece? Neac și Valeria intenționează să plece definitiv în FG, nu pentru a rămâne împreună cu soțul, ci pentru a se căsători cu Stern Harald, rămas în FG în aprilie 1982. Dar de fapt ce te aștepți tu să spună, Stern? Nu înțeleg. Care ți-e problema? Nu te mai lăsa prins în malaxorul acestui individ, că nu mai ieși din el! Duminică viu de Paști, sigur. Tot așa, tu strig de poartă în Fizofac. Și dacă nu-ți mai convine... De dreapta, frașca și de-a stânga mic. Eli! Acum ai să fii tată, iar tu ai să fii bunică. Dacă bine zici, a trecut multă vreme de când mi-ai venit acasă. Ai mai spus asta de câteva ori astăzi? Da. Vrei să vrei din nou? În starea în care ești? Nu. Nu sunt calificată. Dar am vrut să fie aici și cineva care să îi ia apărarea fetei. Noi am locuit o vreme lângă familia ei. Era o familie foarte zbuciumată. De aceea te-am ajuns din urmă, împodobind tăcerea dintre noi cu vorbe întâmplătoare, curios să-ți săresc arcul surâsului. Am revenit așadar, dacă ar fi să facem un montaj cu imagini din copilăria dumneavoastră și să facem un film, ce secvență reprezentativă ați alege din copilăria din Munții Apuseni, așa cum mi-ați spus mai devreme, ca fiind una reprezentativă? Da, e greu cu doar una. Un val de amintiri mă năpădesc în clipa de față și cred că imaginea mamei ar fi cea mai frumoasă. Când ne plimbam împreună prin pădure sau printr-un câmp cu flori sau pe malul Crișului. Cred că asta n-ar lipsi. Restul ar fi destul de colorate, alte imagini și unele chiar pline de haz. De peripeții. Da, sigur. N-am fost un copil cu minte. Când ați conștientizat pentru prima oară că vreți să deveniți actriță, că asta este menirea dumneavoastră și care au fost primii pași spre îndeplinirea acestui vis? Au concurat mai multe lucruri și anume faptul că vedeam aceste filme la Căminul Cultural, mi se impregnau pe retină și continuam imaginea lor și povestea lor în mintea mea cu ce aveam eu depus în ele, cum mă gândeam eu. Și în principal primul contact a fost cu teatrul radiofonic, cu poveștile și piesele de teatru care erau de foarte bună calitate și texte mari de la Ibsen, Chekhov și așa mai departe, pe care le auzeam la radio și vocea actorilor, a actrițelor mă fascina teribil. Și acolo intram în acele universuri cu toată puterea și abia așteptam momentul în care ascultam cu sfințenie o piesă de teatru. Am știut cumva de mică, dar nu știu să spun de ce și nu știu cum a venit. Voiam să fac aia, să fiu acolo, să intru acolo. Și a crescut mult ideea asta în mine.
Dar când am găsit prilejul, după ce ne-am mutat în oraș, am citit, am văzut teatru și am continuat, am făcut ceva concret. Cum a fost admiterea la IATC pe atunci? Era diferită total de ce este astăzi din punct de vedere al numărului de locuri. Exact. Eram 6 fete, adică în anul în care am intrat eu, erau 6 locuri pentru fete și 7 pentru băieți. Concurența era foarte mare. Acerb. Eu m-am pregătit într-un fel atipic, dar m-am pregătit pentru examen. Oricum eram, cum spuneam, în secunda în care am început să fac câte ceva, să mă pregătesc pentru examen, a fost ca o cavalcadă, cu un entuziasm foarte, foarte mare. Deci veneam la București, vedeam și spectacole pe coada stagiunii de teatru și a fost normal, eu așteptam acest moment. Ba chiar voiam să treacă mai repede ca să intru și să încep profesia. Nu știam cum e profesia. Și ați intrat din prima? Da, eu am intrat din prima. Mai mult decât atât, am împlinit 18 ani în timpul examenului. Da, fiind născută vara. Și aveam un repertoriu care, zic eu, mi se potrivea și pe care l-am... Cu care ați convins. Cu care am convins. Concurența era mare. Aveați număr și o altă mare alternativă în cazul în care nu intrați? Ce făceați anul acela? Eu eram elevă de note mari și sigur că aveam și nu aveam, cumva știam, simțeam în mine chemarea asta și doream să iau examenul, dar dacă nu s-ar fi întâmplat, probabil că aș fi făcut psihologie sau literatură română, franceză, filologie. Cine a fost profesor de an? Profesor de an a fost domnul Marin Moraru și doamna Adriana Marina Popovici, iar coordonator de an, pentru că eram două clase, deși era un număr mic de studenți, eram împărțiți în două clase, coordonatorul de an era domnul Ion Cojar și la cealaltă clasă profesor Ramza Pelea. Da. Niște coloși. Cum era Marin Moraru la lucru? Era fantastic. În măsura în care eram fascinați de talentul și de personalitatea lui, în aceeași măsură putea să ne și inhibe ușurința și îndemânarea și surpriza și neașteptatul. Toate acestea la clasă, în momentul în care ne ghida, în momentul în care lucram o scenă sau în momentul în care ne arăta ceva. Dar seara mergeam la Teatrul Național și îl vedeam în spectacole. Deci aveam o imagine completă. Dublă ipostază. Da, și a actorului și a omului și a vedetei de pe scenă, a felului în care publicul îl primea în sală, pentru că era foarte iubit, avea foarte mare carismă, un talent uriaș, magic. Și era foarte generos, bănuiesc. Da, era foarte generos, ne cerea destul de mult, trebuia să fim atenți. Vă certa? Cum vă certa când nu ieșea o scenă? Cum ne certa? Nu e vorba de certat. În orice caz, de la început, din primele zile ne-a spus așa: în clasă ne vom cunoaște foarte bine, pentru că nu se poate face profesia asta altfel decât cu adevărul tău și cu ceea ce ești tu. Cu sufletul pe tavă. Cu sufletul pe tavă și da, asta ne-a spus în cei 4 ani, ne vom cunoaște foarte bine unii pe alții și eu pe voi și voi pe mine. Avea o intuiție extraordinară, nu trebuia să vorbești prea mult, simțea lucrurile în globalitatea lor, nu trebuia să avem discuții îndelungate și această intuiție am admirat-o și am văzut cât de importantă este în actorie. Actorie. Deci a fost un moment magic, am nimerit foarte bine în această clasă. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat în facultate, care avea să vă folosească mai târziu?
Facultatea este o chestie stranie, pentru că tu mergi cu toate idealurile în tine, întâlnești profesori, întâlnești colegii și, de fapt, ca și foile de ceapă, ți se revelă fiecare etapă a lucrului. Unele sunt foarte plăcute, unele din aceste etape sunt foarte plăcute, altele te intrigă, pentru că ce înveți, primul lucru? Că această profesie a actoriei este despre tine, cu tine în primul rând. Dacă tu nu te găsești în interiorul tău, dacă tu nu ești consecvent cu ceea ce ai tu de exprimat, cu tumultul tău interior, dacă nu reușești să-l cadrezi în ceea ce e nevoie în personaj, nu e bine. Și multe, multe lucruri. Am caietele mele din studenție și îmi plăcea să notez, să scriu ce s-a spus la clasă, îmi plăcea să scriu impresiile mele. Ne-a mai spus că profesia este dificilă, domnul Marin Moraru, că este parșivă, că este ciudată, că este magică și alte adjective pe care le-a spus sau le-a mintuit în ochii acestui mare actor. Ați absolvit în 82, după care ați lucrat în foarte multe teatre din București, dar probabil că stabilitatea ați cunoscută la Teatrul Național, unde ați jucat acolo zeci de roluri. Vreau să știu ce împliniri v-a adus scena în toți acești ani, împliniri pe care nu le puteți găsi făcând altceva. Ce frumos! Nu voi ști niciodată ce împlinire aș fi avut dacă aș fi făcut altceva. Împlinirea pe care mi-a adus-o această profesie și pe care o am în clipa de față este mulțumirea că sunt într-un proces dinamic, viu, că sunt vie și preocupată. Și în căutare că mereu. Nu obosesc. Că mă interesează, că sunt interesată de întâlnirea cu regizorii, cu rolurile pe care le am. Sunt poate lucruri simplu de spus, dar raportul meu cu ceea ce sunt, cu ceea ce este în jurul meu, cu lumea, este determinat de profesia mea. Am pus-o în centrul vieții mele și este în centrul vieții mele. Nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar acesta este adevărul și realitatea mea. Dacă ar fi să alegeți un rol ca o bornă, o piatră de hotar, care v-a împărțit cariera în înainte și după acel rol, acel personaj, care ar fi acel? Nu cred că pot să răspund la întrebarea asta. Rolurile pe care le-am făcut mă conțin pe mine. Fiecare mi-a fost important și fiecare... E imaginea clară a mamei care nu poate să-și aleagă copilul preferat. Dintre copii, nu poate să-și aleagă unul singur. De ce? Pentru că implicarea mea în prezentul acelui rol a fost întotdeauna maximă și continuă să fie. Iarăși, acum sunt în etapa în care mă întreb dacă așa trebuia să fie, dacă ar fi fost mai bine să fiu mai reținută. Sigur că sunt roluri pe care le-am iubit. Poate că l-aș numi pe primul Gustul Mierii. Jo se numea, o adolescentă părăsită de atenția mamei, care era o femeie ușoară, preocupată de ea însăși, lăsându-și fiica la voia întâmplării. O adolescentă care nu știa nimic despre tatăl ei, care era singură, trebuia să-și ducă zilele preocupându-se de ce mănâncă, să se spele, să aibă grijă de ea și de mama ei, care se întorcea seara uneori în stare de ebrietate. Da. Și acel rol a fost pentru mine, da, am împărțit lumea
de până atunci și de după aceea pentru mine în teatru, în actorie. Ați debutat în film foarte devreme, în 83, în filmul Întoarcerea din Iad. Cum vi s-a părut toată această întâlnire cu lumea filmului? Ce vi s-a părut total diferit de mecanismele de actorie din teatru? Sau dacă vi s-a părut că există această diferență? Mai filmasem în televiziune și la școală, în facultate, în filmele de școală. A fost o bucurie. Am dat casting la pentru rolul Catarina, în regia lui Ion Mărgineanu. Și am înțeles repede că, spre deosebire de scenă, în film avem de-a face cu tehnica, avem de-a face cu alt fel de constrângeri, alt fel de raportări și că libertatea interioară trebuie să primeze, dar trebuie să integrezi fără să se vadă și să stăpânești tehnica. E un lucru care m-a intrigat, dar care mi-a fost și foarte simplu imediat ce mi-am dat seama de acest lucru. Te disciplinează. Te disciplinează, dar ai nevoie să fii disciplinat pentru film, dar în același timp să-ți păstrezi libertatea și, în orice caz, spontaneitatea. Bine, și în teatru este același lucru. Oricât muncești, e importantă spontaneitatea și adevărul clipei, dar în film ai de surmontat, de trecut această probă a tehnicii. Și în plus nu este publicul acolo care să-ți dea energie. Publicul îți dă energie dacă ai muncit foarte corect în repetiții. Înainte de public sunt repetițiile și munca fără cineva în sală, doar sub privirile regizorului. Și această muncă este fantastică pentru mine. Pot să spun că atunci când se termină repetițiile la un rol, aceea este o etapă în care resimt o tristețe. Apoi vine întâlnirea frumoasă cu publicul. Și vă trece tristețea. Trece tristețea. Slavă Domnului! Dacă ar fi să alegeți o secvență dintr-un film în care ați jucat, despre care să simțiți că vă reprezintă cel mai bine, care ar fi acea secvență? Ar trebui să spun că e una din capul meu și într-un film viitor. Da. Nu știu dacă mă reprezintă. Dacă aș alege cu sufletul, aș alege o secvență din Întoarcerea din Iad, când eram foarte tânără, aveam un păr lung roșu, eram foarte slabă și îl vedeam pe cel care urma să-mi fie soț călare pe un cal superb și eu eram într-o cămașă albă de in, cu picioarele într-un râu de munte și eram fascinată de frumusețea acestui bărbat. Pe asta aș alege-o. Aveți o filmografie bogată, așa cum am zis și mai devreme. E evident că ați lucrat cu foarte mulți regizori. Care ar fi calitatea primordială pe care trebuie să o aibă un regizor în lucru cu actorul? Să-și iubească actorii, să aibă nevoie de ei. Simți asta foarte repede într-o distribuție și e bine pentru că îți dă aripi. Actorii, așa au nevoie. Cum sunt și eu, au nevoie, dar sunt foarte vulnerabili. Așa cum spuneam, pentru că lucrăm cu materialul care este ființa noastră, avem vulnerabilități, temeri și e bine să știi că ești dorit, că ești iubit, că e nevoie de tine acolo. Și că are încredere în tine. În primul rând. În primul rând, da. Asta poți să o înțelegi din momentul în care regizorii te acceptă în distribuție, iei un casting. Eu înțeleg asta, că e nevoie. Corect, da. Ați primit recunoștință prin extrem de multe premii și nominalizări,
cele mai importante din lumea filmului și a teatrului, Uniter, Gopo. Nu vreau să vorbim despre succes, el este evident. Vreau să ne centrăm mai degrabă în zona eșecurilor mici, din spatele reușitelor. Poate un spectacol de care nu sunteți mulțumită. Cum depășiți aceste măcinări interioare ale actorului perfecționist? Da, am un soi de perfecționism. Câteodată îl iubesc și câteodată îl urăsc. De ce? Pentru că nu mă lasă liniștită și poate că primesc un feedback ok, dar eu nu sunt mulțumită și continui să mă frământ. Cum depășesc? Depășesc cu o cutie de bomboane. Cu de ciocolată. Înainte depășeam cu un pahar de vin alb rece. Acum nu mai beau vin alb. Dar trajeuri de ciocolată cu coajă de portocală înăuntru sunt binevenite și îmi cumpăr uneori niște pungulițe făcute artizanal. Serios, nu e o glumă asta. Da, 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 nu e. Și sunt foarte atentă să nu-mi lipsească în casă, pentru că nu știu niciodată când vin nervoasă, supărată de la o reprezentație a unui spectacol și am nevoie de punguță. Stau în fotoliul meu, în pijama, după spectacol și mănânc bomboane de ciocolată și îmi trece. Și a doua zi o luați de la cap. Absolut. Am această putere. Ce vă supără cel mai mult la o reprezentație? Când simțiți că nu a ieșit cum trebuie? Eu cred că actorul simte, știe mai bine ce a făcut. Și eu știu ce am făcut, știu care sunt parametrii rolului, știu ce îmi propun în el. Pentru că lucrez foarte serios în repetiții și sunt foarte atentă la ceea ce cere regizorul și în relația cu partenerii de joc, cu ceilalți colegi ai mei actori. Deci cam știu care sunt parametrii și știu dacă i-am atins sau nu. Simt asta, nu că știu foarte exact. Simt, se simte. Este atunci când o reprezentație, când într-o seară spectacolul capătă o aură, toți actorii simt, toată lumea simte. Și nu prea putem trișa, nu ne putem trișa pe noi înșine. Și dacă se întâmplă asta unui coleg, cum poți să-l ajuți în momentul respectiv în care îl vezi în dezechilibru cu ce se întâmplă la repetiții? Cel mai bine revii la rol și la situația de pe scenă și la atenția față de această problemă pe care o avem de rezolvat împreună. Cam asta e remediul derivei. Uiți de tot și încerci să te concentrezi la momentul respectiv, la adevărul momentului. Spunea cineva foarte frumos, un actor al Teatrului Național, Damian Crâșmaru, când a fost întrebat despre munca actorului și spunea, da, jucam matinee, dar eu pentru rolul de la matineu de duminică, duminica erau de obicei, sau poate chiar și sâmbăta, eu mă pregăteam începând cu ziua de luni. Eu mă duc la teatru pregătită pentru spectacolul de seară. Dacă am nevoie, îmi revăd textul, dacă avem nevoie, repetăm. Dacă nu, stăm în cabină, ne pregătim, ne machiem, ne îmbrăcăm și ne reamintim traseul. Evident, ca un sportiv de înaltă performanță, știu că unii sportivi, de exemplu în schiul de performanță, de mare performanță, campionii sportivi aceștia extraordinari își știu și învață traseul pe de rost și îl fac în cap. Vedem înainte de a pleca pe pistă că au mici mișcări din corp, au gândurile vii și își fac traseul în cap. Nu-mi fac chiar traseul în cap al rolului, dar reînviem în noi, în mine, reînviu problema acelei persoane.
Ați locuit în Franța o perioadă lungă de timp. Vreau să îmi spuneți cu ce v-a îmbogățit această perioadă, cu ce v-ați ocupat acolo și cu ce gânduri v-ați întors înapoi în țară. Da, am locuit o perioadă de niște ani buni. Am trăit altfel, într-o altă, alt tip de societate, cu alte reguli, dar cu oameni și cu actori, printre actori. Acesta a fost tabloul, am făcut teatru, am învățat foarte multe și am luat contact cu o societate democratică în care lucrurile erau bine stratificate și ne-a ajutat foarte mult, mi-a ajutat foarte mult pentru momentul când m-am întors în țară și când am reluat activitatea în limba română. Cred că am venit mai îmbogățită din punctul ăsta de vedere, pentru că am văzut lumea largă, am văzut lumea nouă, am văzut că e bine să înveți de la ceilalți, să fii atent. Și ați venit poate mai disciplinată? Eu am fost disciplinată. Mereu? Dar da, am fost disciplinată. Am venit poate mai relaxată și în același timp cu un bagaj mai diversificat. A fost bine. A fost o șansă. Ați lucrat și înainte de 90 și după. Vreau să știu dacă ați simțit vreo diferență între cele două luni. Cum s-a schimbat actorul în toată această mare scindare? Eu zic că s-a schimbat. În primul rând, ritmul de lucru, în primul rând, ritmul interior, ceea ce ne înconjoară, realitatea a venit altfel peste noi în perioada de după anii 90. Atunci era mai liniște, mai liniște în ceea ce privește munca actorului, în sensul că o producție se făcea într-un timp mai îndelungat, se coceau altfel lucrurile, dospeau altfel într-un alt timp. Spectatorii erau altfel, percepeau altfel lucrurile. La teatru aveam toate categoriile de spectatori, de la copiii de școală până la soldați, săli cu spectatori diversi. Și apoi lucrurile au început să se precipite. Au apărut multe școli de teatru, au apărut mulți actori tineri care aleargă de la un proiect la altul. Da, dar s-a mai întâmplat un lucru foarte bun, au apărut texte contemporane, texte noi, a fost o infuzie de lucruri noi și de universuri noi. Teatre independente. Am aflat lucruri noi, am văzut altfel de filme, am văzut teatru înregistrat, am văzut teatru jucat, au venit în România trupe de teatru din Europa, din lume. Teatrul românesc a circulat, deci acest schimb pe care noi nu l-am avut, această șansă nu am avut-o, la fel și cu filmul românesc, acest schimb, această mișcare, această dinamică nu face decât să aducă lucruri bune. Vreau să știu care este filmul dumneavoastră preferat românesc. Dacă puteți să-mi spuneți și după anii 90, ar fi perfect. Nu știu dacă să spun un film preferat. Urmăresc cinemaul românesc și sunt impresionată de multe roluri, de multe scenarii, de multe filme. Știi, am avut premieră cu filmul Familiar, în regia lui Călin Peternețer, și pentru că mergem să-l promovăm, să vorbim despre el, l-am văzut de mai multe ori. Văzându-l de mai multe ori, îmi place și l-am adus în discuție pentru că e o premieră a mea și a colegilor mei și
îmi place acest film. Ce regrete aveți? Poate un proiect care nu s-a mai făcut, un actor sau un regizor cu care v-ați dorit să lucrați și nu s-a putut. Regrete profesionale. Aș fi vrut să lucrez cu domnul Liviu Ciulei și nu s-a nimerit, nu am avut cum. Dar am fost întotdeauna interesată de ceea ce s-a spus întotdeauna despre acest mare regizor, de atmosfera și de felul simplu și ușor în care ajungea la inima actorilor. Și acești actori reușeau după aceea performanțe actoricești uluitoare. N-aș fi dorit. Vreau să știu, se uită la noi un tânăr care simte că are acolo încolțit un sâmbure de iubire pentru profesia pe care o aveți și dumneavoastră. Ce sfat i-ați da? Mi se și întâmplă cu niște elevi de la liceul Spiru Haret. Am să-l numesc pe Matei și sper că nu o să se supere pe mine că i-am spus doar prenumele. Acolo este un grup de tineri, elevi, care se preocupă extraordinar de frumos de teatru, pun în scenă, învață cap-coadă piesele, au reprezentații, au spectacole la care mă invită și mă întreabă uneori, așteaptă un feedback de la mine. Sfatul pe care îl dau este, dacă iubesc teatru, să meargă să vadă în continuare teatru de diverse genuri, să citească piese de teatru, să citească literatură, să vadă filme de calitate, să fie atenți la viața din jur, să analizeze orice album de artă, orice concert, orice, știu eu, întâlnire cu oameni de artă este benefică. Recomand, deci, să vadă, să citească, să fie atent, să se preocupe, să fie activi în această pasiune a lor. Unde vă văd cei de acasă? Haideți să-i invităm și la teatru și la film. Mă văd la Teatrul Național, pe scena Teatrului Național, în, uite, ultima premieră, cea mai recentă, Hedda Gabler. Cea mai recentă este Hedda Gabler în rolul Heddei Gabler, este colega mea, actrița Raluca Produ, în regia lui Thomas Ostermayer. Aceasta este noua premieră a Teatrului Național din București. Iar și recomand din nou premiera mea de film familiar în regia lui Călin Peternețăr. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, a fost cu adevărat o încântare, un gând pentru cei de acasă care v-au urmărit până la final. În primul rând le mulțumesc dacă au urmărit până la final și în al doilea rând le doresc să fie bine în viața lor și să fie bine cu ei înșiși și să nu uite de teatru și de film. Este singurul loc unde, în teatru, atunci când ești așezat în sala de spectacol, este singurul loc în care, în aer, de pe scenă spre dumneavoastră și de la dumneavoastră spre noi actorii, energia devine palpabilă, gândurile sunt transmise instantaneu, sentimentele ne învăluie atât pe noi cât și pe dumneavoastră și este o experiență, după părerea mea, unică, în care îți poți uita toate grijile, plonjezi într-o poveste și ai șansa să, la final, să te simți mai ușor, să ai dorința de a reveni la viața ta cu mai multă căldură și cu mai multă înțelegere. Arta este o binefacere. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră aici și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. De asemenea, mulțumesc pentru ospitalitate și găzduire Teatrului Dramaturgilor Români. Ne revedem data viitoare. Sunt Oana Duțu. Pe curând!